Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19, draft spre glorie, seria voastră preferată. Înainte să începem, ca de obicei, nu uitați să lași un like dacă vrei să vezi mai multe episoade din această serie pe canal. Ultimele episoade, cred că avem doar victorii în ultimele episoade, sper să continuăm tot la fel. Opțiunile noastre pentru formații: 4-3-2-1, 4-3-3 defend. Draftul trecut am reușit și cu acest 4-3-3 defense să câștigăm. 3-4-2-1, 4-4-2 flat și 4-2-2-2. 4-2-2-2, asta este foarte, foarte bună. Are o mică problemă. Problema fiind că e greu uneori de făcut chemistry pe ea. Să fie dificil dacă o iau pe asta. Eu știu ce să zic, băieți, hai să mai jucăm și cu asta. Am tot jucat cu ăstea, cu trei atacanți sau cu winger. Da, Pepe. Oh, Johan Cruyff, mamă, chiar vreau să încerc pe senzația asta. Johan Cruyff. Bine, mă. Mamă, cum a picat asta. Cum a picat, senzațional. Full inform aici. Se știe că le-au pe Messi. Full inform, ok. Mai bine le-au pe Benitez decât pe Mariano. Acum să vedem celălalt CAM. Maradona de 98. Du-te, bă, de aici, bă. Du-te, bă, de aici. Wow. Impresionant. Cante team of the year. Du-te, bă, de aici din nou. Îl iau pe ăsta chiar dacă nu fac full cam. Ba da, chiar fac full. Nici n-am mai fost atent că l-a dat Ben Yedder acolo. Wow! Incredibil! S-a calmat treaba acum, stați puțin. Dacă le iau pe Busquets ăsta, îi dau full lui Messi, da, Busquets? Busquets are 51 pace. Stai puțin, Messi în cât ar sta altfel? Deci, cu gagiul ăsta stă în full și așa stă în 7. Dar avem pe Anderson ăsta care e un picuț mai bun. Și Diara, asta e o opțiune, l-aș lua cei 6, chiar te-au găsit, le iau pe Anderson și vedem după aia ce ne mai dă. Dar stai mă puțin că pot să-i dau full lui Messi, stai puțin că pot să-i dau full, sunt un blond. Pot să-i dau full lejer lui Messi, De Marcos arată interesant, 78, pa-pa-pam, 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 luăm pe De Marcos, fii atent. O viță, mă, o viță, mă, uite mă full lui Messi, mă. Uitați-vă că l-am pe Maradona argentinian acolo. Ok, Virgilică fără frică de la Henderson, ia senzație, Toby, Skriniar, Koulibaly și Marquinhos. Virgilică să fie. Oh, Maldini, nici nu m-am mai uit. Nu mă mai uit. Na, ce-ai, bă, băiatule. Wow, și acum îmi dă Sandro pe partea asta. Îl iau pe Tejes pentru că e cu Shadow. Vedeți voi? Și Grimaldo ăsta e interesant. Skill moves 4, dribbling bun. Are problema la physical, el strength puțin. Hai mă să iau și pe Grimaldo că nu l-am încercat până acum, știi? De ce nu? Să dai și portarul. De... Yeah, no, ai. McCarthy ăla ia full cam. Tata McCarthy să fie. Ok, deja suntem 192 acolo. Dumnezeule! Fabianski de Pai, Corea, Fabinho! Interesant acest Fabinho și cred că acest Fabinho face parte din echipa noastră. Uite frumos, Anderson, mersi, ți-ai făcut treaba la început, ne-ai dat chemistry. Nu mă interesează asta. Ok, Mahrez, Di Maria, Alonso, Mahrez să fie. Parcă mi-ar mai trebui un atacant, să zic așa, nu? No? Parcă. Hai să vedem ce ne mai oferă acest draft. Cum? Cum, frate, cum? Wow! Ruud Gullit, wow, Dumnezeule, ce-ai băi, ce draft, nu te cred, n-am avut ever așa ceva,
Niciodată. Deja nu prea, un portar mai îmi trebuie să stau liniștit, știi? Rod Hurley de 94, Prime Icon Moment, mamă, senzație. Impresionant ce ne-a picat. Ok, acum deja v-am zis, nu mai contează, stăm într-un portar. Într-un portar, mă toroagă cu Forest ăla, dar nu prea vreau să-l iau. Hakimi, Sandro și Zanetti. Zanetti, left back, nu. Right back Hakimi ăsta. Fii atent, cred că este mai bun decât ce avem noi acum, Hakimi. Da. Maradona pe partea aia. Haide, Hakimi. Cred că e mai bun. Overall, așa era mai bun. Chiar dacă nu are la fel de multă viteză datorită chemistry-ului, mai bun. E, și acum momentul adevărului, îmi dai și mie un portar? Dar mi-ai dat de mai săturat. Deci îmi trebuie Premier League să ia Fulcam, da? Sau olandez. Mamă, m-a săturat. Ba nu, stai puțin, fii atent. Vezi că ți-ai informul ăsta cu Maldini. Ideea e că nu o să mai stea în Fulcam, Virgilică. Oricum alte opțiuni aici nu văd să am. Merit ăsta, ia stai, Virgilic acum nu mai stă în ce trebuie, stă în 7. Care e diferența între portarii ăștia? E destul de importantă, zic eu. Și la positioning și la reflexes, da, n-am cum, îl țin pe Virgilic așa. Bun draftul. Stai puțin să mai facem câteva. Nu avem super subs în schimb. Pe Ben Yedder și pe Mahrez. Dar ce să joci? Pe cine să scoți, frate, spre sfârșit? N-ai pe cine. Nu ai pe cine să scoți. Un draft absolut incredibil. Incredibil, frate. Nu-mi vine să cred ce draft. Aranjăm puțin băieții pe aici. Țacapaca. Bernardo Silva trebuie să stea primul, nu? Tot încerc să măresc ratingul de la draft. Bam, 191, da, cred că e la cel mai bun draft al nostru până acum. Am mai făcut unul de 191, dar da, e cel mai bun, la același nivel cu celălalt. La Liga. Băi, Fabinho stă în 6 acolo? De ce? Băi, nu înțeleg. Ok, ăsta m-ar ajuta. Deci de ce stă Fabinho? Hai că vedem imediat. Nu știu, trebuie să stea mai mult, părerea mea. În fine, poate greșesc eu. Mai mult ca sigur greșesc, dar asta e. Super și draftul acesta. A, băieți, acum mi-am dat seama. N-am fost atent. Și l-am luat pe Fabinho, fundaș central. Dar stă în 7 și e ok și așa, e ok. Credeam că echipa mea e senzațională, dar uite ce echipă are și adversarul nostru. 3-4-3 cu Eusebio, Team of the Year Neymar. Băi, parcă am mai întâlnit echipa asta odată. Dar nu l-avea pe Vieira. Super tare și echipa lui. Ce ai, frate? Primul atac, primul gol. Cum sunt băieții ăștia? Olet, n-ai ce să-i faci. Messi 3-0, mamă, cum am început meciul ăsta. Senzație. Cante. 4-0. Cred că... Nu, stai puțin, știi de ce nu iese Gagiu? Are câțiva jucători interesanți în echipă și probabil vrea și el să-i testeze, să joace cu ei. Ok? Total de înțeles. Aia la boha.
Super atacul ăsta. Cruyff, 6-0, mamma mia. Da, rage quit în primul meci din acest episod de draft. Spre greu am jucat, cred că cea mai bună repriză a noastră din această serie. Următorul adversar are și el 99 pele, l-am avut și noi acum două drafturi. Butragenio, best El Piero, nu stă senzațional pe apărare cu fundația centrală, dar l-are pe De Gea. O echipă decentă are. Ce-a făcut Cruyff? Nu cred, mamă, dar salvează fundașul. Bă, i-a zăpăcit Cruyff acolo. Cruyff ratează Maradona. Puțin noroc, cu puțin noroc a rămas mingea la noi și avem 1-0. Cine a fost acolo? Cruyff, încă un gol. Tornado și centrare. Păi, dar Cruyff ăsta prime dă de rupe cu cap. Nu-mi vine să cred. Da, nu din kick-off. Nu din kick-off, mă. Messi din nou? Nu reușim să finalizăm acolo. Muta portarul mai repede decât am putut eu să execut. O greșeală din partea mea. Trebuia să execut la foc automat, rapid de tot. Cruyff, ăsta Hult, ce l-a făcut acolo, pa, mingea sus, pe voleu, șut și gol, senzație! Maradona, aproape! Aproape acolo, închideam, cred, meciul la 4-1. Maradona! Maradona! 4-1! Și cred că e rage quit. Penalti, super, mamă, Cruyff ăsta e senzațional, e. Serios, e senzațional, super bun jucător, Maradona, 5-1, impresionat de acest Cruyff, absolut impresionat, senzație. Următorul adversar l-are și el pe Hulit, de 94. Problema nu e faptul că are câțiva jucători senzaționali în echipă. Problema pentru mine, din ce văd, este faptul că folosește o formație, un sistem de joc foarte bun, 4-2-3-1 wide. Va fi dificil, foarte dificil să deschidem această apărare, această formație. A, s-a băgat cu fundulețul în poartă, Gagiu. Cum vă ziceam, va fi... Oh, fault ăla! Cum vă ziceam, va fi foarte greu. Foarte, foarte greu să desfacem apărarea. Poate acum! Hulit! 1-0! Bine, Virgilică! Dăm cu capul și noi? Nu te cred, transversală! Ce ocazie! No, greșeală mare de la Fabinho. Da,
Harris ne scumpără greșeala senzațională. Ce intercepție frumoasă. Dar ce-a fost asta? Rod Hullet, driven la lung, nicio șansă pentru portarul advers. M-a întors bine. Frumos, frumos de acolo, da, m-a întors bine. Nu cred, nu cred că a scos-o de heia pe asta. Nu te cred că a scos-o de heia pe asta. Mamă, 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 am și văzut gol, am zis 3-1, mamă mia. Să ții. Nu te cred, încă o ratare imensă. Să fie oare vina mea pentru că am încărcat prea mult? No, iar o salvează Cruyff. 3-1. Periculos aici, jucat-o periculos pe asta. Cumva tot reușim să păstrăm posesia. A fost cap-coadă cea mai frumoasă fază din ultimele 5-6 episoade. 20 de pase, am schimbat partea frumos. Construit senzațional de bine, 4-1, bine mă. Cred că e rage quit acum. Da, rage quit, mergem în finală. Jucat senzațional în acest meci. Adversarul din finală 4-5-1, l-are și el pe Hullet de 94, Socrates Vieira, un trio ucigător acolo, Koulibaly, Chiellini. Da, super, super echipă, n-am ce să zic. Neymar, super, super echipă și la el. Holy, ce le face? No, viță, greșeala mea. Trebuia să marchez aici. Mare, mare, mare greșeală. Nu mai e nicio greșeală, Hullet. 2-0, doamne. Ce jucător, bă, boiete, bă. Nu pot, nu, nu cred, frate. Cruyff, frate, Cruyff e genial acolo. Aș fi preferat să nu iau gol minutul 48. Mai au și pasta, prietene, mai au și pasta. Pasta nu mai poți să iei, n-ai cum. Hai, fără kick-off. Și normal că e... Normal că e kick-off. Nici n-a făcut tackling. Aoleu, ce ratare! Fabinho lovește bara. Wow! Frumos tackling-ul, da? Mi-a mâncat meciul, Fabinho. Mi-a mâncat meciul. Băi, ce... Nu știu ce au jucătorii mei cu... Șuturile meciul ăsta. A fost iar o fază foarte frumoasă și mă arăz pe piciorul lui bun, știi? Pe stângul, finesse shot, care... Păi, specialitatea casei trebuia să fie la el. A dat paralel cu poarta, adică nu l-am văzut niciodată să tragă așa. Fluier final, băieți, victorie cu emoții. Rata multe ocazii, nu știu, ba am greșit eu la finalizare, ba cumva s-au întâmplat chestii foarte, foarte ciudate acolo.
Trebuie să fie diferența mai mare. Oricum, foarte, foarte mulțumit. Special de meciurile anterioare unde am jucat poate cel mai bun FIFA al nostru din acest sezon. Hai să vedem premiile. Din draft, nu suntem noi foarte norocoși, dar speranța mare ultima. Premium Gold Pack, Gold Players Pack, Gold Pack. Am mai avut premiile astea cu vreo 3 drafturi. Gold pack-urile astea sunt inexistente, adică șansele sunt de mai degrabă câștigi la loto decât să câștigi din astea. Trimitem club. Alea, pachetele alea cu jucători garantați, 12 jucători, dintre care 3 sunt rari, s-ar putea să avem noroc. Board down, nu, din păcate. Pe transfer list, băiatul s-a tot pe transfer list, restul la club și discard. Premium Gold Players Pack, aici măcar un board down, hai să ne facem și noi a 15k măcar. Nu e board down, nu e walkout, de fapt nu e nici board down. Englez, fundaș central, Smalling, mamă ce bun era asta, vreo 2 ani, FIFA, Smalling cu Baie, rupeau. Mendy, toți, absolut toți se duc pe faimosul transfer list. Haide să deschidem și ultimul. Oh, walkout în final! În final un walkout! Inform! Striker, italian, de la Marseille. Pe cine l-a dat? Pe Mario Balotelli, băi! Nu, no, mă, noi suntem cu Balotelli, dacă e să ne pice. Balotelli, Balotelli, ne-a mai picat acum câteva drafturi, dar one to watch-ul său. Incredibil, da, știu, e 33 de card, văd. Foarte ciudat. Cardul ăsta informe 33 și one to watch este 27,5. Foarte, foarte ciudat. Foarte ciudat. Pur și listăm, 33, bun, 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 bun aici. Așa. Câte listă în prietene? Cu 31. Să fie treaba, treaba să 31 să scăpăm de el repede. Băieți, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să lași un like. Ne vedem data viitoare. Vă pupă o viță. Pa, pa.